Coarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini. Mă dăruiesc o toate întregime, ca să culeg recolta dintre schimb. Suntem încredințați că ne cunoști viața întreagă, gândurile, pornirile noastre,
dar dorim să ne proșternem înaintea Ta, să recunoaștem și să Te rugăm frumos să ne ierți pentru toate abaterile și în același timp să ne îmbraci mai departe cu prezența și puterea Duhului Sfânt, pentru ca peste vremea care ne stă în față, pe care nu o cunoaștem, să fie binecuvântarea Ta peste ființele noastre, ca să putem merge pe mijlocul cărărilor neprihănirii, să putem fi pregătiți în orice clipă și moment când vei hotărâ, să ne cercetezi pe fiecare în parte, pentru că dorința sinceră pe care o avem este să petrecem veșnicia întreagă cu Tine. Ajută-ne la gândul acesta! Fie binecuvântarea Ta peste mic și mare, tânăr și bătrân, prezența Duhului Sfânt peste întreagă lucrare din ziua de astăzi, tot ceea ce avem în credință, în brațul Tău și credem că mai mult decât am știut noi să-ți cerem, vei binecuvânta ziua de astăzi și ființele noastre. De aceea ne simțim datori să glorificăm numele Tău, Tatăl nostru, să Te onorăm, Iisuse și Duhule Sfinte. Amin.
Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clepetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face o jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amintă împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa, nu se platină niciodată. Când vine și-o mireasă, la calul tău divin, până mână cu emoții, viața să-și unească vin. Când iubirea i-a legat, cu liantul minunat, înaintea ta venit și-ți mulțumim. Viață-n veșnicii.
Avem posibilitatea și în această dimineață să ne facem analiza personală. Pentru că, cum spuneam mai înainte, dorința noastră este aceasta și nu mă întreb de faptul acesta, pentru că am dorit cu toții să ajungem să petrecem veșnicia întreagă cu Domnul. Dar ca să ajungem acolo, trebuie de aici și de acum să ne facem cercetarea personală. Mai bine decât ne cunoaștem noi, fiecare pe noi înșine, nu știu dacă ar fi în stare cineva să ne cunoască. Chiar dacă aici sunt prezentate mai multe lucruri în psalmul acesta. Noi ne cunoaștem pe noi, ne știm viața noastră, dar în același timp, conștient de faptul acesta, potrivit la ceea ce spunea psalmistul prin psalmul 139, cum ne cunoaștem noi și mai bine decât ne cunoaștem noi, ne cunoaște Domnul. El ne cunoaște și gândurile noastre, și faptele noastre, și toate lucrurile. Pentru că, indiferent, dacă aici, în psalmul acesta, ni se spunea că cel ce nu clepetește, nu face lucrurile acestea, poate cu adevărat să facă, acela ce nu clepetește cu limba, nu face rău semenului, să moară în bucare asupra aproapelui său. Dar, dacă în această dimineață, în locul acesta, niciunul dintre dumneavoastră n-aș putea să cunoașteți gândurile mele, dacă aș avea chiar aici, în casa Domnului, diferite gânduri, dar nu le pot ascunde de Domnul. Și niciunul dintre noi. De aceea, în rugăciunea aceasta, aș dori fiecare să ne putem cerceta. Și să ne putem face retrospectiva vieții. Conștient de faptul acesta fiecare, că n-am putut ajunge să putem împlini standardele pe care Sfânta Scriptură le cere în totalitate. Și totuși, cineva spune, atunci bine, dacă nu atingem standardele acestea, care e siguranța mântuirii și cum va fi atunci când va fi să vină Domnul? Dacă noi ne străduim în ceea ce cunoaștem, în ceea ce ne știm pe noi, cum spuneam mai înainte, în ceea ce ne cunoaștem pe noi, ne mărturisim starea înaintea Domnului. Și în punctele în care n-am ajuns cu adevărat să le împlinim și să putem trece peste ele. La venirea Domnului Iisus, harul care ne va fi adus la venirea Lui, ne va putea completa celelalte goluri pe care nu putem noi singuri. Oricum, dacă prezența Duhului Sfânt o cerem și dorim să rămână peste noi în totalitate și în orice vreme, atunci cu adevărat vom putea să ne verificăm viața, să ne vedem ceea ce suntem și cine suntem noi, ca să putem face lucrul acesta. Și în sensul acesta, în rugăciunea care urmează, aș dori, pe lângă faptul să ne facem cercetarea înaintea Domnului, să ne mărturisim stările, să cerem și binecuvântarea aceasta, ca să putem fi cu toți împreună acolo, să rămână dragostea Lui peste ființele noastre. Legătura aceasta, dragostei frățești, să nu se stingă între noi niciodată. Când dragostea aceasta va fi cu adevărat pentru noi, pentru semenul nostru, atunci ceea ce am citit mai înainte nu vom putea să facem. Să clepetim pe semenul nostru, să vorbim de rău, să facem lucrurile acestea. Ci, verificându-ne în fiecare moment și în fiecare clipă a vieții, atunci cu adevărat vom putea să stăm tot mai aproape de Domnul. De aceea, în această rugăciune aș dori mai întâi să ne mărturisim starea, așa cum ne-o știm noi fiecare. Peste săptămâna aceasta, peste tot ceea ce ne gândim că am întristat pe Domnul, prin comportament, prin vorbire, prin privire, prin tot ceea ce facem. Și apoi să ne rugăm ca să lase prezența dragostei Lui între ființele noastre la fiecare. Legătura aceasta a dragostei frățești, ca să fie ascultată rugăciunea noastră. Prima dată trebuie să fie rezolvată problema pe orizontală, ca apoi să fie rezolvată pe verticală. Ca rugăciunile noastre să fie ascultate. Că mă gândesc la ceea ce spune Petru, acolo în epistola sa, în capitolul 3, versetul 8. Și bărbații, dacă nu privesc lucrurile acestea, rugăciunile lor în familie, între soț și soție, dacă nu este rezolvată problema, atunci mă gândesc la ceea ce spune Petru, că degeaba rugăciunile noastre, că nu le sunt ascultate. Domnul să ne ajute, dar în sensul acesta, la verificarea aceasta, să ne rugăm și prezența Duhului Sfânt să rămână peste noi, peste fiecare. Thank you.
Tot astfel, neveștilor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea neveștilor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, a unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Dacă ți-ai dat în viață să spui că iubesc prin fapte și nu doar cuvinte, iubește în lume, dar în modul ceresc, prin jertfe și dulci legăminte. Dacă ți-ai dat în viață să spui astăzi da la cel ce s-a oferit pentru tine, iubește-l mereu câtă vreme vei fi mireasă pentru el și mire pentru tine. Iisus să privească cu drag spre voi în clipă de rugă în familie, căci asta sunteți de acum amândoi, o mică și scumpă familie. Nădejde și sprijin și tot ce doriți, în rugă să cereți din ceruri. Doar știți ce măreți Dumnezeu v-a ales, vorbindu-vă în feluri de feluri. Să treceți prin clipele grele. Iisus vrea să fie cu voi și atunci nu mai simți că durerea e durere și nici că ești plin de nevoi. Grădina cu rod e plăcută privirii, iar vântul năprasnic nu clatină pomul. Grădină cu rod să vă fie viața, iubindu-vă veșnic, iubindu-vă Domnul. Și clipă de clipă, cu zâmbet pe buze, să vezi când trec anii ca în ziua de azi. Și clipă de clipă, cu aceeași iubire, să vezi când trec anii cu roșu în obraj. La urmă, Iisus să vă dea ajutor să stați la o parte de ce e lumesc și pas lângă pas, printre flori să pășiți. Din suflet, eu asta vă doresc. Stimate familii, stimați mântași, suntem înaintea lui Dumnezeu și în această dimineață, așa cum am început de dimineață la Ionuț, acasă, la Duminița, spunem că ziua de astăzi pentru ei e o zi deosebită, o zi așteptată, o zi la care au visat, o zi pe care s-au planificat-o, care, iată, nu s-a lăsat mult așteptată, mai greu sau mai ușor, a venit. Și doream să văd pe fețele lor zâmbet și s-a văzut lucrul acesta, s-a văzut și lacrimi pe fețele lor. Și lucrul acesta mă face să înțeleg că iubirea care s-a așezat în inima lor a avut astăzi un răspuns. Unirea aceasta pe care o face Bunul Dumnezeu pentru voi doi să fie pentru totdeauna. Și iubirea care Dumnezeu a făcut-o să fie în viața voastră ca dar din partea Lui, unul pentru celălalt, să crească. Și ca să crească, ca să fie
tot timpul acea iubire, pot să-mi permit să spun așa, înflăcărată, dar cu responsabilitate unul față de celălalt, trebuie, dragii mei, să aveți mai mult decât ați știut până acum. Mai mult decât ați auzit la alte nunți. Că s-a spus, așa trebuie să faci, așa trebuie să trăiești. De acum înainte, trebuie să fie realitatea vieții noastre. Pentru că fericirea, împlinirea voastră, va sta în felul cum voi vă veți raporta la Dumnezeu și în felul în care vă veți raporta unul la celălalt. Dragii mei, Sfânta Scriptură păstrează cuvinte prețioase, cuvinte foarte valoroase pentru viața de familie, pentru viața de căsătorie, care, dacă sunt aplicate atât de soț și soție, părinți și copii, familia aceea va fi o familie unică. Pentru că, în cele din urmă, cel mai mare har pe care îl avem noi, este că Dumnezeu ne ține în mâinile sale. Este că Dumnezeu găsește plăcere în familie. Că Dumnezeu îi face plăcere să binecuvinteze familiile care se întreb în El, care caută față Lui. Apostolul Petru, când a scris această epistolă, se adresează segmentului din vremea aceea de familie și le dă câteva învățători. Citind textul acesta, mi-am dat seama că nu s-a schimbat. Noi spunem că ne-am emancipat. Au trecut decenii, au trecut sute de ani, au trecut zile și totuși. Dacă luăm și privim cu atenție textul acesta, ceea ce era atunci, este și astăzi. Aceleași probleme. Și învățăturile de atunci sunt foarte actuale. Astăzi. Acum. Și doar în minutele care le-am, vreau să vă aduc în atenția dumneavoastră. Nu pretind că voi spune lucruri noi. Dar ceea ce vreau este să le accentuez. Să le accentuez în sensul că atunci când ele sunt în viața noastră, trăind după aceste principii, vom avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Apostolul Petru, de la versetul 1 la versetul 6, versetele acestea și le-a rezervat pentru femeie, pentru soție. Și are un verset, versetul 7, pentru bărbat. Și mai încolo sunt amândoi împreună, până la versetul 9. Și am stat și am analizat de ce așa de multe versete, multe șapte, dar totuși în comparație, textul acesta, pentru neveste, pentru soții, și unul pentru bărbați, și pentru celelalte versete sunt pentru amândoi. E important. Și să fim culoarea lui. Se pare că în viața de familie, armonia familiei, în mare parte, se păstrează în funcție de cum soția se raportează față de soț. Și vom vedea că cea mai mare importanță o are bărbatul atunci când și el, la rândul lui, va face ce trebuie să facă. Pentru că femeia să poată să împlinească ce scrie în aceste 6 versete, depinde de versetul 7. De ceea ce bărbatul trebuie să facă. Dacă bărbatul își împlinește datoria care o are acolo, se poate împlini foarte ușor ce cere versetele acestea 7. Bineînțeles, există o excepție în versetul 1, unde cei doi nu sunt în biserică, numai unul. Și în exemplu de față, femeia. Și ca să îl câștige pe bărbat, ca să nu fie acea femeie care doar să spună, pune prin trăirea ta. Prin faptele tale poți să determini pe soțul tău să-L cunoască pe Dumnezeu. Să primească mântuire. Nu mă refer acum la aceste versete. Deși poate sunt situații în familie, sunt situații în biserică unde sau soțul sau soția nu cunoaște pe Domnul, așa cum considerăm noi că este adevărul biblic, așa se poate câștiga. Dar ajung la versetul 2. Pentru că așa de mult îmi place lucrul acesta.
frumusețea interioară. Aici trebuie ca soțiile noastre, femeile, fetele, trebuie, doamnele, trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Ceea ce se întâmplă în jurul nostru și ce era atunci, este și astăzi. Uitați-vă! Mall-ul, magazine de mod, cărți, tone de reclame, ce se purta anul ăsta, nu se mai poartă anul viitor. Ce ai cumpărat astăzi cu 100 de lei, anul viitor îl cumperi cu 20 de lei, că nu mai e la mod. Saloane de frumusețare, operații estetice, bani cheltuiți, toate acestea, pentru ce? Pentru exterior. Nu spun că nu trebuie să existe gust și bun simț, și, dar trebuie să fie echilibru. Să fie cumpătare în toate acestea. Dar ce înțeleg eu prin aceasta este că exteriorul acesta, vrem sau nu vrem, cu toate acțiunile care noi am putea face ca să arate bine, dovedește că se strică, se împătrinește, își schimbă frumusețea, trece odată cu trecerea anului. Și ceea ce este interesant, că frumusețea interioară este ceva ce crește. Cuvântul cheie în textul acesta, în aceste 6 versete, știți care este? Nepieritor. Nu pierde, nu se pierde, este nepieritor. Este cuvântul cheie. Și frumusețea interioară e la fel, poate fi la fel la 17 ani și la 57 de ani. Și la 60 de ani. Sau poate fi în experiența pe care o are anilor și a vieții. Cu mult mai frumos. Și iată că Apostolul Petru accentuează lucrul acesta. Și vreau, nu vreau să se supere nimeni pe mine din partea surorilor. Cine insistă mult pe exterior, dovedește că are faliment în interior. Are faliment în interior. Nu știe să cântărească valorile, ceea ce înseamnă de preț înainte de luminița. Dacă te va caracteriza această frumusețe interioară, care constă să ai un duh blând și liniștit. Aceasta este frumusețea interioară. Vă întreb, dacă ai soț, soră, nervos, așa el mai a apucat. Dacă ai răspuns cu acea bună, dacă spunea nu răspundeți cu rău, nu la rău. Dacă ești în același ton, calmezi spiritul. Se rezolvă problema. Care strigă mai tare înseamnă că e cel mai puternic? Vă întreb. Bărbaților? Acel care strigă mai tare și poate dă și cu pumnul în masă, nu înseamnă că e bărbat și puternic. Înseamnă că e slab. Pentru că nu așa se rezolvă. Se rezolvă altfel. Comunicare. Se vom vedea. Accept, respect și așa mai departe. Un duh blând e de mare preț. Și dacă putem să punem preț pe așa ceva, vom vedea. Știți ce înseamnă să ai un duh blând? Gura ta să fie sub controlul lui Dumnezeu. Ochii să fie sub controlul lui Dumnezeu. Acțiunile să fie sub controlul lui Dumnezeu. Faptele noastre să fie sub controlul lui Dumnezeu. Și deopotrivă. Și la unul și la altul, nu-i așa? Un duh blând. Un duh liniștit. Nu este mai plăcut decât să ieși poate undeva la pe un lac. Să-l vezi liniștit. Așa să vezi oglindă. Așa trebuie să fie liniștea din viața noastră. Din sufletul nostru. Cineva spunea, chiar dacă la suprafață, e la mare, ar fi valul și vântul, undeva în adâncul mării, apa nu se mișcă. E liniștită. Chiar dacă ar fi să fie furtuni din exterior, un copil al Dumnezeu, o fică al Dumnezeu, un
Fiul al lui Dumnezeu, în inima Lui, e liniște. De ce? Sunteți pe brațele lui Dumnezeu. Sunteți în mâna lui Dumnezeu. Care a fost exemplul pe care l-a dat Apostolul Petru la femeile din vremea aceea de frumusețe interioară? Puneau că femeile de odinioară așa făceau. Nu se împodobeau și nu vreau să intru în detalii cu privire la aceasta. Dar ajung la un personal biblic. Deci, Apostolul Petru i-a dus pe cei din vremea lui în Genesa și i-a dus acolo, la capitolul 18. Acolo, Dumnezeu stă de vorbă cu Avram și îi reînnoiește promisiunea că va avea un fiu. Și spune, anul următor am să vin din nou și Sara va avea un fiu. Am fost curios să văd în cartea Genesei când i-a spus Sara lui Avram, Domnul meu. Să știți că numai în capitolul acela, în capitolul 18, când ea asculta undeva în corp, asculta ce spune și a râs, a zâmbit, că spunea, sunt bătrână, nu mai pot să nasc acum. Știți istoria biblică? Și ea numește pe Avram Domnul ei. Am stat și m-am gândit, care este secretul? Ce s-a întâmplat acolo? De ce atunci a putut să spună lucrul acesta? Și să știți că este un secret. Și lucrul acesta este pentru soțiile noastre, pentru dumneavoastră și este și pentru luminiță. Deci Sara a acceptat cuvântul lui Dumnezeu prin gura soțului ei. Dumnezeu n-a stat de vorbă cu Sara. Nu putea să meargă la Sara și spune, tu vei avea un fiu. Dumnezeu a stat de vorbă cu Avram. Aici, atenție, frate. Dumnezeu ne-a pus ca și cap al familiei. Așa este? Suntem în scara care este pusă și adeseori pomenită, Hristos capul bărbatului și bărbatul capul femeii. Ei, Dumnezeu dorește să vorbească cu noi ca și bărbați, ca și soți. Și cu tine, om. Și soția trebuie să accepte ca Dumnezeu să-i vorbească prin bărbatul ei. Să nu spună, lasă, sau știu eu mai bine, sau cunosc eu, ci să accept, e onoar. Dacă nu poți accepta lucrul acesta, nu există supunerea, care cere Sfânta Scriptură. Nu poți să spui că e supusă bărbatul tău. Și Dumnezeu vrea să vorbească prin capii de familie. Soției, în urmă, când Dumnezeu binecuvântează cu copii și copiilor. Și atunci îi spune Domnul, noi spunem Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul. Nu așteptăm să ne se spună așa. Și nu cred că cineva s-a simțit să spună tot așa, nu. Avem nume și să ne se spună așa și să spunem, să nu folosim altceva. Alt limbaj nu are ce să existe nici în grădina zoologică și nici în alte parte. Nu? Fiecare avem un nume care trebuie să îl folosim. Dar nu cred că în Biserica Domnului se întâmplă așa, nu? Deci, frumusețea interioară crește. Și ea trebuie să fie cea care să fie baza în relația noastră. Ei, ca să poată o femeie să-ți respecte bărbatul, să-l recunoască ca și autoritate, să-l recunoască ca și om care, prin care vorbește Dumnezeu, care știe să spună prețul, vorbește Dumnezeu. Permite-ți să spun lucrul acesta. Dar cui vorbește? Acelui care citește Sfânta Scriptură, bărbat care îți face timp, acel care știe să se roage înaintea lui Dumnezeu, nu-i așa? Acelui care știe să scheme soția la rugăciune, acel care știe să scheme familia și să stea în rugăciune, acelui vorbește Dumnezeu. Că Avram nu era nu știu unde când îi vorbea Dumnezeu. Ieșea afară. Era în stelele pe cer, era noapte și stătea și medita la Dumnezeu. Atunci i-a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea pricepere și înțelepciune în sensul acesta. Dar ajungem aici la versetul 7 și încheie. Trebuie să existe acest respect. Soțul trebuie să-ți respecte soția. E darul lui Dumnezeu pentru el. Și vreau să vă spun, stimați bărbați,
În funcție de cum îți respecti soția, așa îi dai valoare soției tale. Așa se va simți ea valoroasă. Și vreau să spun, dacă ea se va simți că tu o prețuiești și că este valoroasă pentru tine, te va iubi. Va fi supus. Va ști să aibă acea frumusețe care este interioară. Pentru că unele au fost nevoite din pricina nerespectului să caute să schimbe și împăcișarea exterioară, crezând că pot cuceri pe soțul lor. Și a fost o greșeală. Și e o greșeală dacă crezi că faci așa. Că cineva spunea, unii dintre, sau mai bine zis, la începutul mișcării creștine după Domnul Iisus Hristos, în vremea apostolilor și a primilor creștini, se spunea despre femei că pentru cine vă înfrumusețați? Că nu pentru soții voștri, că ei vă cunosc. Când te înfrumusețezi exagerat, este pentru altcineva. Ești o sursă de ispită pentru altcineva. Pentru că soțul tău te știe și cum ești în bucătărie și așa mai departe. Te știe cum ești în casă. Aici, semne de întrebare și undeva trageți o linie și trageți o concluzie. Dar revin la bărbat. În funcție de cum știi să-ți respecti soția, așa se va simți ea de valoroasă. Și dacă o vei face, nu că e un vas mai slăbănor, spun unii, nu? Este un vas gingas, este o floare pentru tine, este un bibelou pentru tine, este o comară, este un diamant pentru tine. Și dacă știi să scoți frumusețe, dacă știi să te îngrijești de floarea aceea ca să scoată mirosul cel mai plăcut, să poată să fie acea mireasmă pe care o aștept, atunci vei fi cu adevărat binecuvântat. Atunci îți vei împlini responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu. Că merge mai departe Apostol Pavel, pentru că voi împreună ați primit sau ați primit harul vieții. Darul de la Dumnezeu. Pentru că în ochii lui Dumnezeu există egalitate, nu există diferență. Noi facem diferență. Și clasamente nu. În ochii lui Dumnezeu toți suntem egali. Și dacă vom face așa, vei avea cândva nevoie să te rogi. Și rugăciunea ta îți va fi ascultat. Nu veni la casa Domnului dacă soția ți-a supărat pe tine. Sau dacă ai probleme în familie, nu veni să sluji. Nu veni și te ruga că nu ți-a ascultat rugăciunea. Nu ieși din casă și trânti ușa și zici că ești robul Domnului. Nu! Niciodată! Pentru că e o blasfemie înaintea lui Dumnezeu slujirea unui asemenea om. Și au un asemenea femei care vine poate și cântă, și face slujbă, dar s-a zignit bărbatul, s-a supărat bărbatul. Nu. Ne trebuie să trăim în acea armonie sfântă pe care o dă numai prezența lui Dumnezeu. Care o dă Dumnezeu când femeile au frumusețea cea interioară și bărbații știu să-ți respecte și să-ți iubească soția. Sper că a fost foarte clar pentru învățătura fiecare dintre noi. Frumusețea interioară. Și închei cu Proverbe 31 cu versetul 30. Aici, înțeleptul Solomon spune un cuvânt foarte frumos care va fi pentru noi, versetul 30. Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la toți. Aceasta este slujba pe care o ai tu. Frate Ionuț, prin frumusețea interioară pe care luminița ce-o va dovedi, cinstește, ocrotește-o și Proverbe 31 să împlinească în viața ta. Domnul Dumnezeu. Dacă aș vorbi în limbi omenești și ale îngerilor versuri de-aș cânta, și n-aș avea
cine poate fi de lucrător? Plin de bunătate, umiliecător, prin dragoste poți tu oricând să fii sperit și să te jertfești cu Iisus niciodată. Acum dar rămâne acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. De așa capodopera divină făcut din Dumnezeu și din pământ, stăpân peste mirifica grădină, chemat să poarte chipul celui sfânt. Făpturi ce mișcă în aer, sol și mare, perechi, perechi, la dânsul au venit, dar n-au putut găsi nici una care să fie ajutorul potrivit. El, Domnul Dumnezeu, atunci trimise un somn adânc și tainic peste om. Și visul, fără seamă între vise, avea să-l vadă treaz zâmbind sub pom. În știința și iubirea lui aleasă, Iehova, preistoricul chirurg, din coasta lui făcuse o mireasă și-o aduse în față în amont. Entuziasmat de dulcea arătare, care îl privea ca pe un cunoscut, strigă atunci Adam în gura mare: O, iată, în sfârșit a apărut! E os și carne din a mea ființă, de aceea o numesc femeie azi. Dar nu avea sărmanul cunoștință că Eva mai înseamnă și de caz. El, Domnul Dumnezeu, cu sfânta pană și însoțit de alângerilor vers, a înregistrat familia umană și nunta cea din tâi din univers. Și tot ce-a mai rămas ca moștenire de la Adam din raiul cel pierdut, e tainica poveste de iubire pe care o lăm mereu de la început. Când un bărbat acasă de o femeie și o femeie atrasă de un bărbat, aprind pe altarul sfânt dintr-o scânteie un foc ce nu se stinge niciodată, perpetuând viața în fii și fiice, crescând copiii pentru Dumnezeu, îi vor aduce ca pe un nou vestice la nunta de apoi. Thank you.
în această zi a bucuriei, în această zi când voi ați venit la casa Domnului împreună cu cei dragi, aici unde din toată inima cred că așteptați și doriți binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi. Domnul să vă binecuvinteze! În această zi s-a citit textul acesta din epistola lui Petru, din prima epistolă, și așa cum se amintea de fratele Ovidiu, câteva versete se referă la femeie și apoi la bărbat. Ceea ce aș vrea să rețin din textul acesta și să reținem cu toții, aici când vorbește în versetul 6, vorbește Apostolul Petru despre Sara, spune că Sara asculta pe Avram. Sigur, ascultarea este una din condițiile care ne pot face să fim fericiți în viața aceasta. Și când e vorba de ascultare, nu este vorba să asculte numai luminița de Ionuț, ci trebuie să asculte și Ionuț de luminița. Și asta ascultare trebuie să fie reciprocă. Sigur, nu ca unii care dăm dispoziții, ca unii care dăm ordine și celălalt trebuie să se supună și să asculte. Nu. Aici, această ascultare trebuie să vină din lăuntul nostru. Observăm aici că Sara îl asculta pe Avram și fratele Ovidiu bine amintea în capitolul 18, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 22. Haideți să citesc și 21. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au urcat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodom. Dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Eu spun, merita Avram să fie ascultat de Sara, pentru că Avram stătea înaintea lui Dumnezeu. Dacă noi vom sta înaintea lui Dumnezeu, dacă noi vom asculta ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună și ne vorbește, sigur și soțiile noastre, la rândul lor, vor asculta, vor fi acele care vor lua aminte la ceea ce ne spune Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Sigur, trăim o vreme foarte dificilă, o vreme foarte grea și când vorbesc lucrul acesta spun pentru cei ce sunt în casa lui Dumnezeu, pentru cei ce se căsătoresc, pentru unii care, deși aici în fața amponului, în fața lui Dumnezeu, în fața bisericii, spun cuvinte frumoase. Trece un timp și poate te duci să stai de vorbă cu ei și spune, nu se mai poate, nu mai pot trăi cu ea, nu mai vreau cu ea. Și am spus, dar ce s-a întâmplat? Totuși, 3 copii. Și nu mai vrei? Și nu am putut și n-am avut cuvintele cu care să îi înduplecăm să renunțe la gândurile lor rele. Trăim o vreme în care tot mai mulți sunt aceia care, așa cum amintea Ovidiu aici, ele se îmbracă, poate mai mult decât ar trebui să fie o îmbrăcăminte frumoasă. Sau ei se îmbracă și nu numai că se îmbracă, privirile lor sunt îndreptate în altă parte. În această zi, când suntem la această căsătorie, am vrea să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat să fim unul pentru celălalt. Dumnezeu te-a chemat, Ionuț, să fii în totul pentru luminița. Dumnezeu a dăruit pe Ionuț lui luminița și ea trebuie să fie în totul pentru Ionuț. Și lucrul acesta, dacă
vom face așa, vom fi binecuvântați de Domnul. Sigur, dorim în viața aceasta fericire. Toți spun, doresc să fiu fericit în căsnicie, doresc să am o casă fericită. Dar fericirea aceasta nu are o rețetă. Faci așa și dacă faci așa, ești fericit. Sigur, cuvântul lui Dumnezeu ne îndrumă spre viața fericită. Dar noi trebuie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Aici spunea, Apostolul Petru spunea, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Deci unii nu ascultă cuvântul predicat, poate nici nu au ocazia sau nu au avut ocazia să vină vreodată într-o biserică și să audă cuvântul. Are posibilitatea soția să-i vestească cuvântul ea? Poate nu ascultă. Și spune, lasă-mă în pace cu predicile ta. Și atunci ce să facă? Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că unii pot fi câștigați fără cuvânt. Adică prin purtare. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă purtați frumos unul cu celălalt. Dumnezeu să vă dea înțelepciunea aceasta și atunci prin purtarea nevestei, prin purtarea bună a nevestei, ea își poate câștiga soțul. Prin purtarea bună a soțului, ea își poate câștiga soția pentru Dumnezeu. Și este un lucru extraordinar. Ieri am fost să-mi scol mașina și am ieșit din locul unde am spălat mașina și m-am dus la cineva. Și discutam acolo despre trecutul nostru și despre ce urmează. În curând să ne despărțim, sigur despărțire prin moarte, moarte, unul de celălalt. Și cel cu care discutam îmi spunea, știi, câteodată parcă ai vrea să nu te înțelegi așa bine, că dacă te înțelegi atât de bine, îți pare rău când te despărți. Ei, să ne pare rău când ne despărțim unul de celălalt. Să ne regretăm unul pe celălalt. Și să putem spune la sfârșitul vieții noastre, am avut o căsnicie fericită, am avut o viață binecuvântată de Domnul. Dumnezeu să binecuvânteze familia aceasta care se întemeiază astăzi. Dumnezeu să vă facă, pe lângă ascultare, pe lângă fericirea care vi-o doriți, să fiți mulțumitori întotdeauna. Să fiți mulțumitori. Să știți să mulțumiți înaintea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, în epistola către Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 18, spunea, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Să mulțumiți lui Dumnezeu când veți avea o bucată de pâine pe masă. Să mulțumiți lui Dumnezeu când veți avea un acoperiș deasupra capului vostru. Să mulțumiți lui Dumnezeu pentru un pas în care vă veți odihni trupurile acestea obosite de ziua de muncă. Să mulțumiți lui Dumnezeu pentru viața care vă va da. Să mulțumiți lui Dumnezeu pentru sănătate. Este un lucru extraordinar. Și să mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Poate sunt lucruri pentru care încă nu știți să mulțumiți lui Dumnezeu. Cineva spunea într-o carte și mi-a plăcut mult gândul acesta. Vorbea despre Ana, cea care ceruse un copil de la Dumnezeu. Și acesta spunea, dacă nu te rogi pentru copilul tău, cel puțin cu 3 zile înainte de nuntă. Cel puțin cu 3 zile înainte de nuntă. Să te rogi pentru copilul care dorești să-l primești de la Dumnezeu. Rugați-vă și pentru lucrurile.
lucrul acesta. Și aceasta este o binecuvântare pe care o dă Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Mă apropiu și eu de înviere, pentru că vreau să rămână și pentru fratele Romii câteva gânduri. Apoi, un alt gând este iubirea care trebuie să fie între cei doi. Trebuie să vă iubiți necondiționat. Nu mai târziu să observi și să spui, uite, ea nu îmi face ca și altul, ea nu e în stare să facă ca și vecina, trebuie să-i creezi condiții ca să poată face așa ceva. Cei care doreau să se despartă spuneau, dar nu vezi, uite, nu îmi face curat. Sigur, nu putea să facă curat, pentru că avea trei copii, aveau găzdușatul și acolo trebuia muncă. Și ea trebuia să le facă ea pe toate. Ei, trebuie să o ajuți ca să poată face ceea ce pretinzi tu. Vrei curățenie? Pune mâna pe covoară, scoate-le afară, le bați și ea face cealaltă muncă mai ușoară pe care o poate face ea. Dar ceea ce poți face tu, să faci și tu. Să nu pretinzi numai altuia și tu să nu arăți că și tu, de fapt, ești alături de ea. Apoi, voi trebuie să fiți niște oameni liberi, dar să nu înțelegeți și să faceți din libertatea aceasta un mod de a greși înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Fiecare dintre voi are aceleași drepturi. Să nu-i reproșezi lui Luminița și să-i spui nu te duci astăzi la piață sau nu te duci astăzi în cutare loc pentru că nu vreau eu să mergi. Nu îți cumperi astăzi pentru că nu vreau eu să-ți cumperi. Trebuie să fie libertate. Luminița să-și poată cumpăra, Ionut să-și poată cumpăra, când permite una, când nu, nu cumpere. Dar să fiți liberi, însă să nu facem din libertatea aceasta un mod de a greși înaintea lui Dumnezeu. Nu el sau ea este mai supusă decât el și el nu trebuie să se supună, nu. Trebuie să fie o libertate între cei doi. Aveți aceleași drepturi? Aveți aceleași obligații. Să vă purtați frumos, să fiți plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Apoi, iertare. Sunt convins că oamenii își greșesc unii altora. Și eu am greșit soției, sigur, prin anumite atitudini, poate, și ea mi-a greșit mie, dar trebuie să ne iertăm unul pe celălalt. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu apună soarele peste mânia voastră. Cine spune că n-a greșit niciodată în vestei lui, nu vreau să spun mai mult. Nu se poate într-o viață. N-am numai 44 de ani de căsătorie. Să nu greșești. Nu se poate. Poate sunt alții aici cu mai mulți ani de căsătorie. Se greșește. Dar trebuie să avem puterea să trecem și să iertăm. Așa cum ne-a iertat Domnul Iisus Hristos. N-a ținut cont de slăbiciunile noastre, n-a ținut cont de păcatele noastre, ci El și-a dat viața pentru noi la Golgota. A murit pe cruce ca eu să fiu mântuit și voi să fiți mântuiți și să fiți fericiți, având o viață veșnică împreună cu El. Domnul să ne ajute! Și apoi, ultimul lucru, să spuneți totdeauna adevărul unul celuilalt. Domnul Iisus Hristos spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Auzeam la radio într-una din zile, se vorbea despre adevăr. Nu vreau să spun ce spuneau frații de acolo. Dar adevărul trebuie să fie adevăr curat, adevăr sincer. Dacă ai greșit, recunoaște
și spune, asta am făcut-o. Aici am greșit, îmi pare rău. Cer iertare. Celălalt are datoria, obligația de iertare. Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute să puteți spune adevărul, să trăiți adevărul și să aveți o viață. Domn de fericire, dragul de iubire, astăzi nu se vă ceva atacat în mod constant și asidu de către împărăția întunericului, de către porțile locuinței morților, este familia. Poate cineva va spune, nu frate, biserica. Da,
dar biserica este atacată prin familie. Și dacă am fost atenți la șoapta Duhului Sfânt, mai mult decât o șoaptă, la strigătul acela al lui Dumnezeu, este: neveștilor, păstrați-vă bărbații. Bărbaților, păstrați-vă noastră. Aceasta este esența cuvântului din această zi, la care cu smerenie aș vrea să mă alătur și eu. Și pentru voi, și pentru voi, și pentru mine. Am trei cuvinte și anume: adună, păstrează și dăruiește. Adună, păstrează și dăruiește. Și să nu mi se pară prea ciudat ceea ce vă spun, când urmărim aceste lucruri, avem de-a face cu un drum cu dublu sens. Nu este numai sensul acesta pe care l-am prezentat, ci este și posibilitatea inversă și mai cu seamă. Este chiar o nevoie. Dăruiește ca să păstrezi și apoi vei aduna. Ca să ai, trebuie să aduni. Ca să ai o familie, trebuie să te aduni. Să te aduni din gândurile care le-ai avut ca fecior, ca fată, din căutările în domeniu și din multe, multe alte stări și risipiri. Câtă energie nu se risipește căutând? Câte sentimente nu se risipesc căutând? Cred că e asta. Apoi să spui, nu e asta. Cred că e asta. Și apoi să-ți dai seama că n-a fost el. Și cauți mai încolo și mai încolo. Adunăm. Și acum ar vrea să mă restrâng la la familie, deja. Ionuț, adună tot ce poți la vremea luminița. Adună, fă efortul să aduni tot ce poți, câtă vreme este vremea adunată. Că degeaba vrei să aduni când a sosit vremea oferta, împrăștierea. Biblia vorbește despre perioada tinereții, despre păstrarea acelei atmosfere și acelei stări binecuvântate în tinerețe, chipul este altfel, ochii au stripirea aceea, gesturile și-au frumusețea lor, toate sunt aparte, ca primăvară, toate sunt extraordinare. Adună toate dubenzile de iubire, până când sunt date. Dar vine vremea când nu mai sunt date, s-ar putea să nu. Adună și îmbogățește-te. Adună și fortifică-te. Pentru vremea când poate nu vor mai fi, sau vor fi de o altă nuanță. Mai pare. Când în primăvară pădurea a fost atât de verde, verdele acela extraordinar. Acum e adevărat, sunt alte culori plăcute, dar nu-i mai verde de acela. Dacă nu ți-a rămas în memorie, dacă nu ți-a rămas în suflet undeva imaginea aceea, acum poți să spui, păi totdeauna pădurea a fost tristă. Că toamna se așează o tristețe și se accentuează în vremea de iarnă. Și dacă te uiți acum, spui, totdeauna a fost așa. Iarna, vei spune, totdeauna pădurea a fost goală. De cântec, de murmur, de sunetul acela de fanul frunzei. N-ați auzit câteodată în propria, poate, exprimare sau a celuilalt? Tu totdeauna ai făcut așa.
Tu totdeauna te-ai comportat așa. Tu totdeauna ai fost așa. Știți de ce poate să spună el sau ea acest întotdeauna? Pentru că n-a adunat când era de adunat. Că dacă ai adunat, atunci când a fost gestul tan, gingat, mângâierea aceea, strângerea aceea de mână, mai pe față, mai pe furate. E, dacă n-a fost atunci mobilizarea aceea să adună, dacă n-a fost la vremea potrivită atenția să captezi orice gest de bunătate, s-ar putea ca într-un impas ajungând să spui, tu totdeauna ai fost așa, cum? Aspru, aspră, dosnic, m-ați înțeles, nu? Dosnic, așa, într-o dumneavoastră. Tu totdeauna ai fost așa. Am spus unora, păi, haide să stăm puțin. Chiar totdeauna. Dar atunci când ți-a dat o floare, dar atunci când ți-a ticăit inima aparte ca doi în întâlnire, tot așa, păi că nu, dar o fost tare de mult. S-ar putea. De aceea spun în această zi, adunați câtă vreme este timpul adunatului. Și păstrați. Păstrați acolo în tainuță sufletului vostru, Duhului vostru, tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este cingaș, tot ceea ce este înălțător, tot ceea ce este vrednic iubit. Și vă va ajuta să treceți peste anumite momente critice. Și nu numai păstrați. V-ați gândit vreodată la tristețea seifului acasă de bani? Acum, nu toată lumea e așa de obișnuită cu seiful, cu casa de bani. Eu am stat și m-am gândit doar că am și momente de astea când mai cu Dumnezeu. La tristețea seifului. Pare ciudat. Te gândești la o casă de fier acolo, înțepenită, insidită, pentru că trebuie să ofere siguranță. Dar seiful nu are decât ceea ce îi se pune. Și încă ceva. El doar adună, păstrează-te închis, mai riscă să fie și spart. Românii au fost inventivi și în anumite prejurări l-au totul. L-au tras cu ce? Rezolvat altfel. Problema prin străinătăți. Am trecut vremea. Dar el nu dă. El nu dă numai dacă îi se ia. Îi se dă, îi se ia. El nu adună. El nu se duce să adune de pe la datorii, de pe la... Nu se duce el. El stă. Dacă vrea să-mi spună, să-mi spună. Dar ce faci ca să spună? Venim la asta mai cu suflet, așa mai cu viață. Ce faci ca să te duci să aduni? Avem o imagine biblică, mie îmi place foarte mult. Este găsită în Cartea Rut. Acea istorie emoțională. Familia lui Elimelec, care a plecat din casa pâinii în țara Moabului, plecat din Betleem, din pricina lipsurilor, mai târziu se va dovedi că, de fapt, a fost lipsa posibilității de satisfacere a pretențiilor, pentru că ei vor spune, întorcându-se, respectiv, Naomi, care s-a mai întors dintre cei care au plecat, a spus, când am plecat, era un belșug. Da? Dar belșugul acesta nu a acoperit pretențiile, nu nevoile. Acolo, în străinătate, îi moare bărbatul, moare Elimelec, Naomi rămâne în vădvă, îi mor și cei doi feciori și rămâne cu două muroi. Soacra cu două muroi. Și văd. Și în țară străină. Fără nicio protecție. Cu minte fiind ca să nu fie povoară pentru nororile ei, le dă un sfat. Dragii de mine,
Duceți-vă, întoarceți-vă fiecare în casa mamei ei. Aici este acel sens dublu pe care îl aminteam înainte. Voi ați adunat, dragoste pentru feciorii mei, fiecare bărbat. Orba, Rud, voi ați adunat dragoste pentru feciorii mei și ați adunat dragoste și pentru mine. Că s-au dus, ei nu mai sunt, dar voi rămâneți aici. Ei vă spun, mulțumesc frumos pentru că ați fost lângă mine, sufletele grele, dar acum duceți-vă. Duceți-vă, întoarceți-vă fiecare la casa voastră, la mămica voastră și Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat voi de cei care nu mai sunt. Nu vreau să vă rostesc cuvintele alea finale, fratele Daniel a spus. Dar oricum o să le spun. Și cum v-ați îndurat față de mine? Voi ați adunat, ați păstrat, ați oferit. Ei, acum este timpul ca lucrurile să o ia invers. Din ceea ce ați oferit, să știți că va fi păstrat și veți aduna. Ați oferit îndurare, veți aduna îndurare. Ați oferit îndurare, v-ați arătat îndurătoare față de soț și față de mine, socra voastră, să adunați îndurarea lui Dumnezeu. Este extraordinar. Adunați câtă vreme este de adunat. Păstrați acolo în sipetul acela sfânt al Duhului vostru toate dovezile de bunăvoință, toate dovezile de dragoste, de tandrență, de bunătate, de gingășie. Păstrați-le și oferiți. Oferiți. Să mă port elegant când se poartă cineva elegant, normal. Toată lumea știe să facă așa. Dar să mă port de asemenea maniere elegant, gingaș, atent, atunci când poate nu mi se oferă din partea cealaltă aceeași față a monedei, aici este ceva din Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să vă primim. Să puteți oferi lucrul acesta. Păstrează pentru vremea de lipsă, că dacă n-ai adunat în vremea belșugului, când va fi lipsă, vei avea doar regrete, doar imaginea ceea ce... Adunam zilele trecute banalele prune pentru Sielbăiță. Am ajuns. Nu? Nu dulceață, în dulceață este zahăr și eu cam băie, dar viață. Dar produsul acela, mă rog, și cu cine adună în sfidă, ajunge. Am zis, adună acum ca să nu visez durând la iad. La iad, am zis, bă, cum arătau alea acolo, bă, și nu le-am luat, și cât au mai rămas, și așa mai departe. Adună, am dat exemplul acesta pentru că, sigur, vă păstrați critic sau alte. Adunați câte vreme este timp de adunat. Iosif în Egipt a adunat în anii de belșug și au avut să ia atunci când a fost lipsă și a avut și beneficii. Păstrați și păstrați bine. Știți cum se păstrează cel mai bine? Poate vi se părea câteodată. Cel mai bine se păstrează dragostea atunci când o dai. E ca și sămânța pentru semănător. Cel mai bine să păstrează sămânța nu în ambar, nu în sac, ci sămânța cel mai bine să păstrează în brază. Când o semeni. Și avem un cuvânt în 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 9. Luat ca citemă din Psalmul 112.
a împrăștiat. Atenție, n-a risipit. Eu când împart câte un dar la copiii mei, când dau câte un dar, nu risipesc, împart, împrăști, este el. A împrăștiat, a dat la săraci. De aceea, neprihănirea lui rămâne în viață. Ce-a făcut Adam? Cel mai bine sămânța se păstrează semănată, pentru că încolțește și aduce rod. Dacă este binecuvântarea lui Dumnezeu, aduce rod în sutit. Așa este și cu legăturile de familie. Ai adunat, ai păstrat și ai semănat, ai dat. Ai dat, ai împrăștiat, vei aduna. Nu poți aduna dacă nu se. Nu poți pretinde dacă nu o crei. Așa este o regulă. Și știți când ți se va da? Vreau să spun cu toată încredințarea, se va da exact atunci când va fi mai mare de voi. Poate unii vor spune, eu am semănat, n-am secerat nimic, că n-am adunat nimic. Dar crezi că ai ajuns chiar în momentul acela când va trebui să intervină Dumnezeu? Ar putea să mai ai niște resurse și să nu știi. Dumnezeu nu risipește. Dumnezeu răspândește, împrăștie peste binecuvântări, dar nu risipește. Am mai reținut din cartea aceasta lui Rut un exemplu, adică un exemplu practic, tot în sensul acesta al adunării, păstrări, al oferirii. Și mi-aducem aminte că întorcându-se înapoi în ținutul Betleemului, soacra, nora, văduve amândouă, lipsite, fără protector, Rut, nelenevindu-se, s-a dus să adune spice, că era vreme seceratului. Și a adunat spice de pe un ogor în urma secerătorilor și într-o zi se întâlnește cu stăpânul, cu Boaz, care întreabă cine e, asta este nora lui Naomi, o venit, Moabit, da. O cheamă și spune, ascultă, să nu te duci să culești de pe alt ogor, rămâi aici. Slugile mele au vorbit bine de tine. Dar eu am o veste venită mai de departe. Ce repede doară veste. Să știți că nu numai veste proaste doară și alea. Numai că de multe ori mi se pare că nu au venit așa când trebuia și cât de repede, mai repede o luau la picior alea rele. Zboară veștile astăzi. Extraordinar. A ieșuat o balenă pe nu știu ce țărm acolo și toată lumea știe că a ieșuat o balenă și mare bai cu mediul și cu nu știu ce. Au dispărut civilizații și nu s-a știut. Despre civilizația hitită nu s-a știut și au luat în derând de mențiunile biblice. Civilizația asta care a fost, care nu știu ce. Ei, apoi s-a descoperit că a existat. A dispărut civilizație. Și nu s-a știut, eșuează o balenă, unui delfin este rănită dorsala și toată lumea trebuie să știe. Ei, vin și veștile bune, chiar dacă mai încetiți-o decât alea rele. Și a venit o veste la Boaz și s-a spus, uite, Naomi, ia-mi tocmai de departe, s-a întors. Și te-a venit cu ea o străină și străina aceea se poartă așa și-a lăsat casa, și-a lăsat părinții, și-a lăsat țara, și-a lăsat venicia, și-a lăsat toate și-a venit. Și zice Boaz, versetul 11 din capitolul 2, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta. Mi s-a spus tot ce ai dat, tot ce ai oferit. Vreau să-l spun eu nu și cuvință, toată încredințarea, tot ceea ce faceți cu dragoste. Este scris.
Este scris acolo în locul de unde izbărăște dragostea, din Dumnezeu. Chiar dacă poate unul dintre voi va scăpa din memorie. Sau lucruri pe care le-am făcut celălalt. Dumnezeu nu uită și nu este de drept, uite ostiliana voastră. Repet, adunați de vreme, este din viața. Păstrați acolo și curați de ceea ce este celălalt de cap. Și oferiți, da. Ca să vă puteți bucura și pentru viața aceasta și să vă puteți bucura și pentru veșnicie. Așa spunea textul din Petru. Și pentru Petru. Ce-a făcut încă puțin și m-a spus iubim chinghierul acolo. La amiază au stat la masă și slugile, au stat la masă și Boaz, acolo și de o parte și dar a fost poftită, i s-a spus aproape ce mănâncă pâine, moaie cu frățica noțet, așezut încă celălalt și sănător. I s-au dat cărănuțe prășite, a mâncat și s-a săturat. Și a mai făcut ceva. Trebuie să se trece finalul. Și ce a rămas, a strâns. A adunat și a strâns, apoi s-a sculat și s-a dus iar la loc. Versetul 17. Ea a cules pice de pe câmp până seara și-a văzut ce culesese. A ieșit aproape o elfă de ors. Versetul 18. A luat-o. N-a spus și nu o măsură de ors, n-am cantități, nu am clări de ori, am atâta, dar atâta. A luat-o, a intrat în cetate și a dat soarele. A adunat, a păstrat și a dat. A venit și vremea reversului, a venit și vremea reversului. Pentru că Boaz a ajuns și frăceară cu frătorie și toată averea lui Boaz avea să fie a ei, și-a urmașilor ei. Și mai mult decât atâta, Rut, străină moabită, prin har, avea să intre în neamul Domnului Iisus Hristos. Extraordinară lucrare de Dumnezeu. Repet, adună, păstrează, oferă, oferă și va fi păstrat și vei aduna în binecuvântarea lui Dumnezeu. Cu ani de zile înainte chiar de momentul schimbării din țară, a Revoluției, am auzit de la fratele Sandu de Roșu și am și povestit, dar mi-a venit acum în minte și pe suflet întâmplarea aceasta și cred că va fi grăitoare și ușor de reținut la tema aceasta pe care am încercat când e când. Fratele Sandu spunea că cu ceva timp mai multe de relatare, într-o după masă era cu copilașii, supraveghea în fața blocului și urmărindu-i acolo să cadă, să nu se lovească, să nu fie lovit, să nu lovească, ca și cu copii, se avea la un moment dat, lumina aceea în sedării, un străin, un bărbat străin. Un bărbat, deja cu părul albit, pe chipul căruia era amprenta nobreței suferinței. Se uita la blocul, nu se regăsea, se vedea că nu se regăsește. Și mai mult, se uita pe după blocul, pe el, văzându-l, am împărțit și niște dulciuri pe vremea aceea, dulciuri străini la copii, și l-a văzut singur fratele Sandu și s-a apropiat și a spus, stimate domn, căutați pe cineva? La care bătrânul a uitat și a spus, caut ce nu mai poate fi găsit. Și da, a spus, da, sunteți de prin zonă, că de aici, nu, l-au venit departe. Aveți pe cineva aici? Nu mai e. L-a poftit în apartament, poate pahar de apă, ceva. A spus să poposesc puțin, îmi prinde bine.
Și a început povestea lui. A spus, domnule, vreau să deschid sufletul acum că mi-e deschis ușa casei. Eu am locuit aici. Înainte de războiul cel mare, de-al doilea război mondial, eu am avut pe undeva pe aici, dar văd că buldozerele erei epocii voastre de aur, dărâmat totul. Eu am avut aici casă. Și nu numai casă. Eu am avut aici un magazin. Eu sunt evreu. Și a spus lumea. Și spunea, eram tânăr, vroiam să fac bani, comerț. Și nu departe de noi era o familie de nemți. N-avea prea mult copii, dar erau sărați. Și unul dintre ei era mereu ca la magazin și vedeam cum îi curg ochii după dulce. Și din când în când așa mai băga mâna în bolul cu bomboane și ne puneam nemțișorul în palmă spre îndrăjirea nevestei mele care spunea iar te dai cu ei? Iar la care eu i-am spus lasă nevastă, ar vorbi vreodată bomboanele astea. A spus-o și eu așa, zice, ca să mă-l comiesc. Și odată și de două ori și de mai multe ori și a venit războiul. Și a venit nenorocirea năpasta peste noi și trecuseră ceva ani și am fost luat în ladă. Ororile de acolo n-are rost să se le povestesc, că sunt unii care nu le cred, le contestă. Dar vreau să spun că acolo când tovarăși de mie cu care m-am dus și când neamă au dispărut în noapte pentru totdeauna și unii spun că au ieșit pe coșurile de la crematoriu, într-o noapte. A venit mai marele peste încăperea unde eram acolo în lagăr și mi-a strigat numărul, că nu mai aveam nume, aveam numere. Am ieșit dintre rânduri în miez de noapte, în pat, și am crezut că este sfârșitul, pentru că mai văzusem această scenă de zeci de ori, de sute de ori, strigați în noapte și nu s-au mai întors niciodată. Am fost dus în clădirea comandamentului, am fost introdus într-un birou, unde la masă, într-o lumină puternică, era un ofițer foarte tânăr, care după ce am intrat și după ce cu un gest a expediat pe cel care m-a însoțit, ridicat, a închis ușa, s-a proțăpit în fața mea și a spus, domnule, și pentru prima dată de când m-au dus ca pe vite în vagoane, mi s-a spus numele. Era un gest de eternitate. Mi s-a spus numele și a spus, domnule, mă cunoști. M-am uitat la el, spunea bătrânul, bine hrănit, părderit, șarc, mirosind frumos, totul în contrast cu ceea ce eram noi, jigoși. Și i-am spus, îmi pare rău, dar nu mă cunosc. Uitați-vă bine la mine și s-a întors într-o parte și tata, mă cunoști? Și a trebuit să spun încă o dată, pare rău, nu vă cunosc. La care ofițerul a spus, domnule, eu sunt copilul cu bomboane, ăla de acolo din Cluj, care veneam și mă întindeam pe deșideas în condiții în palmă. Și auzeam eu cum vă mustrați cuneasa și cum spuneați că vor vorbi odată bomboanele. Vreau să vă spun în acest miez de noapte că a venit vremea să vorbească bomboanele. Aici e Ausweis, adică permisul de trecere. Veți primi haine potrivite și veți fi condus până la poarta lagărului. Dispăreți în timpul cel mai scurt. Pe toată suprafața veacului vă ocrotește acest Ausweis. Și de acolo, Dumnezeu părinților tăi, despre care vă auzeam când vorbeați,
să poarte grijă. Și spunea bătrânul, am mers drum lung. Istoria e grea, evenimentele au fost cumplite, dar am ajuns într-un târziu în Israel. Și m-am întors acum de acolo ca să văd ceva din locul unde am împrumutat pe Dumnezeu. Atac s-a păstrat și a adunat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să ne păstreze în har. Să nu uităm niciodată. Dacă este vorba de a face ceva pentru cel sărac, cine împrumută pe sărac, îl împrumută pe Dumnezeu. Cine se poartă cu cinste față de soție, își onorează Dumnezeul care i-a acordat acel ajutor. Cine se poartă cum se cuvine față de soț, îl onorează pe Dumnezeu care i-a dat soțul ca și cap, ca și mijloc de protecție. Și Dumnezeu să ne păstreze în harul Său pe toți. Amin. Ne uitând că adunând și păstrând, vom putea să folosim premângâierea și îmbărbătarea noastră în vremurile de criză și mai cu seamă vom aduna când vom ști să o vorbim.